Kikoriki. Nu, deschide fereastra. Nu știi că o să lași tot aerul rece înăuntru. O casă? Ce fel de casă este asta? E doar o încăpere. Și o încăpere are întotdeauna nevoie să fie aerisită. De ce nu aerisești atunci când eu nu sunt aici? Aerul curat nu este la fel de important ca sănătatea mea. Aerul curat este bun pentru sănătatea ta. E așa îmbâxit aici că nici nu poți respira. Eu pot să respir și nu am nevoie de aerul tău curat. Ascultă, dacă tot am fost de acord să te ajut să faci curat în cocioaba asta, măcar ai putea să nu-mi stai în cale. Ar trebui să ieși să faci o plimbare, dar tu stai aici și mă încurci. Faci asta intenționat, nu-i așa? Încerci să mă îmbolnăvești? Adică să mă îmbolnăvești cu adevărat! Nu-ți permit! Ești sănătos ca un taur! Ai nevoie doar de niște aer curat! Ia nu mai comanda tu la mine în casă! Cu cele mai bune intenții. Nu am vrut să fac nimic rău. Aveam și alte lucruri mai importante de făcut. Aerul curat e bun pentru sănătate, nu? Și mi-a zis: tu special faci asta ca să mă îmbolnăvești, nu-i așa? Oh, e îngrozitor. Ah, dacă s-a întâmplat așa cum ai spus, atunci comportamentul lui este de neiertat. Este lipsit de maniere și se spargă fereastra urât. Și atunci ce să fac? Așteaptă până își dă seama de ce a făcut și își cere scuze. Și dacă nu-și cere scuze? Comportamentul ăsta este de neconceput. Lasă-mă să-ți spun o poveste. Scuze pierdute. Cu mult timp în urmă am avut și eu un prieten apropiat. Totul a fost minunat până când mi-a rănit sentimentele. Am tot sperat că își va cere scuze, dar n-a făcut asta. Ce era să fac? Să spun: nu-mi pasă, rănește-mă în continuare. Nu puteam face asta. Așa că am plecat și nu l-am mai văzut de atunci. Scrofii! Și dacă prietenul tău ți-a rănit sentimentele din greșeală? Poate că n-a vrut ca lucrurile să iasă așa, ci pur și simplu s-a întâmplat. Dacă acesta ar fi fost cazul, și-ar fi dat seama de ce am plecat. Dar se pare că nu avea nevoie de prietenia mea, din moment ce nu s-a obosit să încerce. E așa de trist. Prietenia este imprevizibilă. Cufărul meu, pe de altă parte, este diferit. L-am avut toată viața și nu m-a trădat niciodată. Scrofii! Scrofii! Oh, uite-te la pălăria asta, ce povești aș putea spune. Și uite discul meu preferat. Oh, uite-te la pălăria asta. Câte amintiri. Ce povești aș putea spune. Și revistele astea ce sunt? Unele pagini nici nu se lipite. Ah, acelea! Obișnuiam să le cumpăr mai de mult. Dar niciodată nu am avut timp să le citesc. Credeam că o să le citesc când mă voi retrage, dar nu am apucat. Uite o scrisoare! Poftim? Nu se poate! Dragă, de ce nu mi-ai răspuns la scrisori? Ți-am trimis 30 până acum, 30 în care te rugam să mă ierți. E doar vina mea. Iartă-mă, te rog. Uite, mai sunt aici câteva. Oficiul poștal probabil că le-a pus în reviste. Nu ți le-am mai trimis separat din moment ce veneau pe aceeași adresă? Știu că este vina mea, dar de ce trebuie să pleci? Mă gândesc într-una la tine, dar cred că nu mai... Dar cred că nu mai vrei să ai de face cu mine, îmi pare rău. Milu! Milu, Milu, Milu! Ce s-a întâmplat? M-am întors! Și acum pot să-ți cer iertare! Mă sting de dorul tău! Mă sting. Versiunea în limba română Kikoriki. Teatru. Așa că stă acolo în fântână și-a pierdut vocea, nu poate vorbi sau striga, îngheață. Iar cei care l-aud cred că este un spirit al apei, așa că încep să-i arunce mere ca să-l calmeze. Primul măr cade lângă el, la fel și al doilea, al treilea îl lovește direct. Ascultă, fermierule, îți spun o poveste. Nu ți se pare interesantă? În fântână cu mere trebuie să semăn. Pământul nu se lucrează singur. Nu faci altceva decât să semeni. Poți să-ți imaginezi asta? Ai căzut într-o fântână și ți-ai pierdut vocea în timp ce cădeai. Încerci să te caseri pe pereții alunecoși, dar de fiecare dată aluneci înapoi. Și zaci acolo singur în apa înghețată și ești acoperit de mere. Și crezi că ăsta e sfârșitul. Poți să vezi luminița de la capătul tunelului. Dar nu este decât un bec. Cei de sus au vrut să vadă ce se întâmplă în fântână și au coborât un bec. Lumina se apropie din ce în ce mai mult și mai mult. Și brusc ești electrocutat! Bine, deci Scrofii vrea să sară. Wow! Săpescu face un pas în spate și Grebla îl lovește în ceafă. Bum! Face un pas în față și altă Grebla îl lovește. Bum! Iar face un pas în spate. Bum! Un pas în față. Bum! Și încă unul în spate. Bum! Și tot așa. Bum! Da, da! Așa s-a întâmplat. Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred că prietenul meu, Săpescu, este atât de neîndemânatic și că a călcat pe o greblă de atâtea ori. Lumea nu este așa de simplă cum credeți voi, tinerii mei prieteni. De exemplu, Scrofii e așa de lipsită de griji. În ce sens lipsită de griji? În cel mai bun sens. Mergi și mergi și mergi și nu vezi pericolele din iarbă. Ești atentă la altceva. Nu le vezi. Nu le vezi. Dar Săpescu le vede. El vede că Scrofii va călca pe o greblă ascunsă în iarbă. Vede. Își dă seama că o poate salva doar dacă va călca el însuși pe greblă. Și sare pe greblă, cu curaj. Riciule, te porți de parcă ai fi un copil tont. Am nevoie de un erou. Mă înțelegi, prietene? Un erou. Un erou adevărat. Abia acum înțeleg ce s-a întâmplat cu adevărat. Ești un erou, Săpescu. Ești grozav. Ești cu adevărat minunat. Deci Săpescu este un erou acum? Și înseamnă că griji! Te admir foarte mult. Este grozav cum reușești să pui toate punctele pe I. Dar acțiunile noastre par îndoielnice când sunt percepute de alții. Fiecare încearcă să le interpreteze în propriul mod. Suntem norocuși că avem așa un interpret minunat. Dar acesta e un lucru așa de rar. Nu putem fi siguri că toată lumea interpretează lucrurile corect. Cum să știm asta? E vorba de modul de exprimare, prietene. De modul de exprimare adecvat. Dacă râzi, râzi în așa fel încât toată lumea să înțeleagă. Dacă consider că trăiești un moment tragic și vrei să verși o lacrimă, așa. Ce-ai pățit? Ești bine? Astfel încât nimeni să nu aibă nici cea mai mică îndoială legată de intențiile tale. Asta e foarte interesant. Dar dacă fac ceva cu adevărat inteligent și toți cei din jurul meu refuză să admită asta, ce fac atunci? Asta e ușor. Ridică sprâncenele, ține ochii întredeschiși, un zâmbet ambigu, dă puțin din cap și adaugă nițică condescendență și gata. Și dacă îți dai seama că ai făcut o prostie și nu vrei ca toată lumea să-și dea seama, cum trebuie să fac atunci? Totul e la fel, doar că dublezi gradul de condescendență. Vorbesc de multe. Ia spuneți-mi, ce fac acum? Te gândești la un șiretlic? Așa este. Iar acum? Ești lacom! Așa este. Ești ca o carte deschisă, prietene. Să comunic cu tine este o adevărată plăcere. Dar acum ce fac? Ia să vedem, știți cumva? Hei, ce s-a întâmplat cu mine? Ui! Crofi mergea fără nicio grijă și nu a văzut pericolul. Dar tu l-ai văzut și te-ai repezit în greblă ca să o salvezi. Și apoi ți-ai pierdut cunoștința. Și nu ți-ai recăpătat-o și te luptai pentru viață. Dar te-ai vindecat. Și ai pășit iar peste greblă. Chicoriki! Dacă e din cauza că am ridicat ceva greu sau m-am îmbrăcit sau de ce... La ce te așteptai de la cineva de vârsta ta? Nu mai poți să mai sari așa cum făceai odată. Adică cum cineva de vârsta ta? Chiar așa? Aaaa! Nu sunt de acord cu vârsta! Nu o să accept! Și gata! Trebuie să fac ceva. Păi și atunci ce ai vrea să mai faci? Nu știu, dar nu pot să accept asta. Nu pot. O să găsesc elixirul tinereții. Poftim? Elixirul tinereții? Și unde ai de gând să-l găsești? Ce visător mai ești! Spatele meu! Deci ce spuneai de elixirul ăla? Și unde anume spuneai că se găsește? Elixirul tinereții. Elixirul tine... E de ajuns? Deci, ce scrie? Aici spune că acest con trebuie să fie mic și nedesfăcut, dar tu ai dărâmat doar unele mari și deschise. Stai, chiar am văzut unul. Aplecă crenga puțin. Acum, ce urmează? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Semințele trebuie să fie verzi pentru elixir, dar astea sunt la fel de albastre ca tine. Stai, nițel! O să găsesc! Încălzește-te puțin cât timp, eu mă scufun. Uite-te la tinerii ăștia. Nu le e frică de nimic, nici chiar să alerge prin ploaie. Mai avem? Avem nevoie de niște miere de munte. Nu ne trebuie să mai urcăm până găsim niște albine montane. Cred că deja le-am găsit. Poftim! Suficient pentru un pahar. Respiră regulat! Un, doi, un, doi, un, doi! Nu alergă așa! Mai repede! Unu, doi, unu, doi, unu, doi! Albine! Gata! Elixirul e gata! Nu! Cu fiecare secundă în care se răcește, eu pierd un an din viață. Este chiar oribil! Are gust îngrozitor! Oare aș putea să-l diluez cu apă? Ce zice? Ungeți de 2 ori dimineața și seara. Puh! Este o cremă! Cremă? Riduri? Asta nu este elixirul tinereții, este doar numele unei creme antirid. Păi presupun că ai avut dreptate. Nu avem ce face în legătură cu vârsta noastră, nu putem întineri. Dar cred că și vârsta noastră are și ea avantajele ei. Doar că încă nu le-am descoperit. Și știi de ce anume? De ce? Pentru că... Cei cărora le lipsește încrederea în sine sunt cei cărora le e frică de viitor. Aceia ce sunt prea încrezători se tem de trecut, iar prezentul este atât de efemer încât nu ai timp să te sperii de el. Ziua de naștere este momentul în care aceia dintre noi care trăiesc în prezent se gândesc la trecut și speră pentru un viitor mai bun. Nu există niciun motiv pentru care să-ți fie frică de zilele de naștere. Efectul bunicii. Chiar dacă trecutul amenință să deranjeze prezentul. Știi? Se apropie ziua lui Săpescu și aș vrea să-i ofer un ceas de buzunar. Am lanțul. O să căutăm un ceas aici, în curtea ta de vechiuri, și poate îl poți aranja. Să-i faci ceva, să meargă. Și-l pot decora cu mărgele și scoici. Iar eu o să înscriu pe el o inscripție minunată în parametrii ambici. Și apoi? Sau poate ar trebui să-i dăruim un ceas cu cuc. Cu cât mai mare e cadoul, cu atât mai bine. Nu credeți, prieteni? Păi atunci, putem să-i dăm pe ăsta. Are și muzică, dar și o grămadă de insecte mecanice dansatoare. Asta dacă îl reparăm, desigur. Auzi? Dar nu am atâtea mărgele. Cred că este o idee minunată. Pot să scriu chiar mai multe cuvinte frumoase. Cine are nevoie de insecte mecanice? Ceasurile trebuie să fie folositoare. Măcar de-ai putea să bagi un sandwich în el. să apeși un buton și să-l înghețe până ți se face foame. Apoi ai putea apăsa un alt buton care îl va dezgheța și care să-i pună extra maioneză. Ei, ăsta ar fi un ceas grozav. Ar fi grozav. Ascultă-mă! Nu am atâtea margele! Ne cunoaștem de atâta vreme și în acești ani ți-am dat o mulțime de cadouri, mai mari sau mai mici. Ei bine, am vrut ca acest cadou să fie și folositor și oferit cu drag, să aibă și un scop practic, dar să-ți arate cât de mult ținem la tine. Ce mai stai? Deschide-l! Întorcător pentru fructe. De ce nu dormi? Oh, este un chin îngrozitor, draga mea. Nu știu ce să fac mâine. Să joc biliard acasă la prinț sau să ascult muzica acasă. E atât de greu să aleg. Ești nebun? Nu vei face niciuna dintre ele. Vii la balul guvernatorului cu mine. Am stabilit asta. Acum du-te la culcare. Mâine vom avea nevoie de toată forța ta. Ai dreptate, ai dreptate. Vai de mine, ce a fost asta? Nu înțeleg nimic, draga mea. Nu știu. Ar putea să fie nervii tăi. Sau cineva care încearcă să ne blesteme. Vai de mine, vai de mine, vai de mine. Mulicica! Draga mea, vin imediat. Mulicica, este un domn care doarme în patul nostru. Poftim? Mă? Nu! Pot să vă întreb ce căutați aici, domnule? Eu locuiesc aici. Mulicica, Mulicica, calmează-te, dragă, liniștește-te. Mulicica, scumpul meu muleniti, încet, Mulicica, oprește-te, Mulicica! Au dublat actorii Viorel Ionescu, Anca Iliese, Gabriel Spahiu, Chicoriki. O recunoscătoare-o. Ajutor! Să mă ajute cineva! Ajutor! E cineva aici? E cineva aici? Oricine! Să mă ajute cineva, vă rog! Corvescu, prietenul meu! Dacă nu te superi, ai putea veni aici? Ce? Ce, Dumnezeu? Ce s-a întâmplat? Ah, prinde! Prinde! Ia! Agață-te de asta! Prinde! Îți poți imagina? Întreaga viață mi-a trecut prin fața ochilor. Mi-am și amintit unde mi-am pus lucrul de mână. L-am căutat un an întreg și de asemenea mi-am amintit și rețeta unei prăjituri delicioase. O să o gătesc pentru tine. Nu poți să-ți imaginezi cât îți sunt de recunoscătoare. Este în regulă. Bine, măcar că eram în apropiere. Acum stai și liniștește-te. Oh. Mi-am amintit că obișnuiam să gătesc prăjitura asta doar cu ocazii speciale. Mi-am dat chiar și seama când am uitat rețeta asta. Nu au mai fost ocazii speciale în ultimul timp, dar acum îmi pot exprima recunoștința față de salvatorul meu. Îți mulțumesc. Nu te-am mai văzut. Atâta timp a trecut. Și o să-ți împletesc niște celapi. Haide, exersează, nu o să te deranjezi deloc. Știam că într-o zi o să te găsesc. Și apoi asta s-a întâmplat într-o seară foarte rece, când viscolul a acoperit toate drumurile. Draga mea, ca să pot exersa trebuie să cânt singur. Oh, sigur, da. O să tac. Nu te-am mai văzut atâta timp. Ce faci tu acolo? O să-ți fie mai bine la picioare cu ciorapii ăștia. Oh, vai de mine! Eu vreau doar să-mi exprim recunoștința față de tine. Nu-mi dau seama cum te-aș putea răsplăti. Nimic nu pare a fi de ajuns. Ne-ai salvat viața, cel mai important lucru dintre toate. Ai! Du-te la culcare, închid eu. Ce faci aici? Ți-am spus că mi-a trecut toată viața prin fața ochilor și mi-am amintit cum un prieten de-al meu mergea prin somn. Și m-am gândit că ai putea începe și tu să mergi în somn și să ieși afară și să îngheți. Și m-am gândit să vin să te salvez. Eu nu merg în somn. Înțeleg că vrei să-ți exprimi recunoștința față de mine. Să mă salvezi de ceva. E cel mai bun mod în care poți face asta, înțeleg. Dar ca să se întâmple asta, trebuie să mi se întâmple mai întâi ceva periculos. Și nu vreau să fiu într-o situație în care trebuie să fiu salvat de ceva foarte periculos. Înțelegi? Înțelegi? Atunci ce pot să fac? Hai să facem așa. Uită că te-am salvat și atunci o să fim împăcați. Serios? Îți sunt așa de recunoscătoare. Îți mulțumesc așa de mult. O să fii mereu eroul meu. Ajutor! Ajutor! Să mă ajute cineva! Nu! Nu, iarăși! Nu-i așa că e plăcut să-ți amintești că ai salvat viața cuiva? N-aș putea să uit nici când așa ceva. Versiunea Kikoriki. Rece. Cald. E din ce în ce mai cald. Rece. Cald. Și mai cald. Fierbinte, 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 foarte fierbinte. Riciu! Cred că e ceva în neregulă cu capul meu. Păi sigur că e, tocmai ai căzut pe el. Cred că m-am transformat într-un idiot. Riciu, asta e o prostie. O să te duc la doctor și o să vezi că... O să vezi că ai fost mereu un idiot. Medium. Și dacă nu o să mai fiu capabil să mai gândesc. Ha, poate nu va mai trebui să faci asta. Poate că acum, după ce te-ai lovit la cap, o să capeți puteri speciale sau ceva de genul ăsta. Nu mi se pare că s-a întâmplat asta. Mie așa mi se pare. Tu poate crezi că ești un idiot, dar numai cei mai inteligenți indivizi cred asta. Ei își descoperă limitele în comparație cu înțelepciunea universului. Riciu, uită-te! Crezi că poate fi reparat? Ce tot mor, băi, acolo? Nu-l întrerupeți! Da? Da? Să înlocuim osia? Și să punem transmisia aici? Incredibil! Așa! Asta e bine, ha-ha. Nu ai nicio contuzie, nimic. Deja știam asta. Voiam să știm dacă Riciu e în pericol din cauza superminții sale. Ce zici? Ce tot spune? Spune că aura ta pulsează cu o lumină albastră. Oh. Din cauza asta trebuie să mănânci mai multe fructe și legume. Nu, nu. De fapt, ce vroiam să întreb e de ce doar țopa mă înțelege. Pentru că sunt prietenul tău cel mai bun. Eu sunt la fel de deștept ca Ariciu. Doar că Ariciu are pe cineva care îi poate înțelege gândurile și eu nu. Dacă măcar ai avea vreun gând. Ariciu! Cineva este deștept, atunci este deștept la tot. La început am vrut să plantez coacăze peste tot, dar apoi m-am hotărât să mai plantez și niște zmeură. Ariciu spune că aici, aici și aici trebuie să plantezi cât mai mulți morcovi. Morcovi? Morcovi! Ce morcovi? Trebuie să plantezi cactuși. Ariciu, crede-mă pe cuvânt, eu știu mai bine decât tine ce ai gândești. Morcovi! Treaba ta este să-mi citești gândurile, nu să ai păreri. Cactuși, cactuși mititei și verzi. Țopa, spune-i! N-ai decât să pleci. Atâta timp cât am gânduri, o să găsesc să mă fac înțeles. Și oricum nu mi-a plăcut cum le interpreta. Mai întâi mă faci dependentă de stilul tău vestimentar și apoi când te întreb ce să port, tot ce spui este... sunt sigură. Ce ar trebui să folosesc? Păducel sau mușețel? Ariciu, este o chestiune de viață și de moarte. Nu, nu, nu mai vreau întrebări, nu mai vreau. Nu știu nimic, absolut nimic. Nu vreau să fiu cel mai deștept de aici. Nu mai vreau. O să mă lovesc din nou la cap și totul va reveni la normal. Să ai o minte extraordinară nu e cine știe ce. Ariciu, nu cred că trebuie să ne mai certăm. Este treaba noastră să-i ajutăm pe toți ceilalți. Tu gândești, iar eu o să transmit gândurile tale către ceilalți. Cred că nu mai am niciun gând. Ba ai, Ariciu, știu că ai. De ce tu ești singurul care le aude? Pentru că eu sunt prietenul tău cel mai bun. Bine, ce-am spus adineauri? Sfârșit! Este uimitor, așa este. Kikoriki! Scrofi, îmi pare rău pentru tine, chiar îmi pare rău. Nu e nevoie să faci așa o tragedie. Nu rezolvi nimic dacă plângi. Gata cu plânsul! Am venit toți aici! Haideți să ne calmăm cu toții! Vreți? Ce s-a întâmplat? Aveam oglinda! Era așa de drăguță! Era atârnat de lângă măsuța mea de cafea! Dar m-am gândit... mai bine s-a atât lângă pat, dar arată oribil în poziția aia. Asta e foarte interesant. În orice caz, aș vrea să aud toată povestea, acum. Uite-te la tine! Ai calmat-o foarte repede, prietene. Ai talent, un talent real. Acum, nu e nimic special. Uneori... tot ce-ți trebuie ca să te calmezi este să ai pe cineva dispus să te asculte cu atenție. Am ascultat-o cu toții, dar nu a vrut să se liniștească. Nu ați ascultat-o cu atenție. Psihologul. Corbescu, am niște covrigi, vrei să bem un ceai? Vezi tu, nu prea-mi pasă ce culoare sunt. Aș putea să-i vopsesc în galben, dar cred că roz e o culoare mult mai bună. Tot încerc să-i explic asta, dar pur și simplu nu înțelege. El spune că le vrea galbene și atât. Crezi că are o problemă cu culoarea roz? Sau că are vreo problemă cu galbenul? Păi, nu știu ce să fac. Tu ești psihologul. Nu sunt un psiholog. Da, dar ce ai spus este foarte adevărat. Nu culoarea e problema. Ariciu e problema. Sau poate că e... poate că e daltonist? Am efectuat 3 teste diferite ca să verific constanta din experiment. De ce îmi dă mereu aceeași eroare? Spune-mi, oare de ce? După ce m-am spălat pe dinți de dimineață, m-am spălat pe față cu apă rece și m-am dat cu apă de toaletă. Din nu știu ce motiv, apa de toaletă era pe al 3-lea raft și nu pe al 2-lea. Am atârnat prosopul, dar a căzut pe podea, așa că l-am atârnat iar. L-am aranjat eu frumos ca să nu mai cadă din nou. Dar când am început să-mi perii părul, mă tot uitam la prosop, la prosopul meu. Și a căzut iar și iar l-am atârnat. Hei, Corbescu, unde te duci? Dacă vrei să vezi prosopul, îl am chiar aici, uite-l! Liniște, liniște! Uite-l acolo! Corbescu! Ce faci? Te simți bine? Nu! Nu mă simt bine deloc, deloc! Nimeni nu este bine, pur și simplu nu e posibil ca cineva să fie bine. Dar asta nu înseamnă că eu ar trebui să fiu singurul care ascultă toate problemele voastre! Spuneți-vă problemele unul altuia! Până la urmă sunteți prieteni! Împărtășiți-le unul la altuia! Oh! Are o cădere nervoasă! O cădere nervoasă! Trebuie să-l ajutăm pe Corbescu! Dacă nu noi, atunci cine îl va ajuta? Noi! Să-l ajutăm cu toții! El o să vorbească, iar noi îl vom asculta! Corbescu vorbește! Noi o să te ascultăm! Lăsați-mă în pace! M-am săturat de voi! Zi în continuare. Toate problemele voastre sunt niște prostii, prostii. Voi habar n-aveți ce sunt alea probleme reale, adevărate. Continuă să vorbești! Vă urăsc pe toți. M-ați făcut să devin deprimat și trist, la fel ca voi toți. Asta e ceea ce ați vrut? Credeați că nu o să spun nimic, că o să tac? Asta vroiați? Așteptați! Nici nu am început. Îmi cer scuze pentru că mi-am pierdut cumpătul. Mi-am permis să spun lucruri pe care nu ar fi trebuit să le spun, dar dacă cineva vrea să vorbească despre orice, îl rog să intre. Sunteți bineveniți! Serios, e adevărat, prietenii mei închiși la minte. Nu am niciun minut de pierdut. Trebuie să înregistrez datele, apoi să verific din nou cu graficul, să fac niște calcule, să... Dar este un joc intelectual. Mai ales pentru cineva așa de inteligent ca tine. Dar nu am timp de jocuri, trebuie să muncesc. Ah, Lanuș! Mă bucur că ai reușit să ajungi. Jocul este mult mai interesant cu 4 jucători. Bine, ce ne jucăm? Jocuri de cuvinte! Fiecare jucător are 7 piese. Piesele au litere pe ele. Trebuie să formezi cuvinte cu ajutorul acelor litere și să le pui pe tablă. Și cu numerele de pe piese ce este? Fiecare număr arată cât valorează litera respectivă. Când formezi un cuvânt, adaugi punctele de pe piese. Cine are cele mai multe puncte la final câștigă. Înțeleg, dar de ce unele dintre pătrate au diferite culori? Poți să-ți dublezi punctele pe aceste pătrate, iar pe astea le poți tripla. Am înțeles, bine, doar un singur joc. Și apoi trebuie să plecăm mult de lucru. Deci cine începe? Cine are cel mai lung cuvânt? Poftim. Metanol. E grozav. Deci... Aha. Nu. Pe care e problema? Ai două cuvinte grozave pe care le poți folosi: opus și supus. Mă gândeam că dacă le aranjez diferit, aș putea câștiga mai multe puncte. Nu, deja am înțeles cum merge treaba. Ăsta e maximul de 22 de puncte pe care îl poți obține. 22 de puncte e mai mult ca mine. Am cuvântul mir. E cam slab și valorează 5 puncte. Nu pune mir jos. Uite, poți face miros. Iar aici poți să pui faun. Din moment ce F pică pe spațiul verde, cuvântul se dublează și tu o să ai 45 de puncte. Să mă înțepe Albina, așa e. Dar ce e aia, faun? Există, într-adevăr, un cuvânt atât de interesant. Este un fel de animal foarte rar. Zic pas de data asta și vreau alte litere. Aură și acut. Ce înseamnă aură? Da, ce înseamnă? Haide! Înseamnă nimb. De asemenea înseamnă și aureolă. Da, așa putem și eu să inventez cuvinte. Ce să zic? Nu e un cuvânt inventat. Poate fi un termen anatomic. Oricine a studiat medicina știe ce înseamnă. Da, am înțeles. Ești cel mai deștept dintre noi. Mă întreb oare ce cuvânt s-ar potrivi aici? Găsește cuvintele singură! Dar care-i problema? Până la urmă sunt o doamnă! Geamăt și puicuță. Cum adică puicuță? Nu mai inventa cuvinte! Ce vrei să spui? Puicuță e o pasăre tânără. Bine. Deci se întâmplă să avem o pasăre aici cu noi. Ea ar trebui să știe ce e asta. Bufiță, tu știi ce înseamnă puicuță? Păi sigur că... nu. Dar tu să pescu. N-am nici o idee. E un termen foarte comun. E folosit peste tot în lume. Gata cu toate astea! Pot să spun de asemenea că horții e un cuvânt uzual în limba vorbită. Adică, nu mă credeți? Încetează să mai inventezi cuvinte. Care-i problema ta? Ne jucam așa de bine împreună. Cine juca? El se juca. El de unul singur. Se juca singur cu el însuși. Uite! Citește asta. Puicuță, folosit mai ales în mediul rural, înseamnă pui de sex feminin, diminutivul lui puică. Bine, dragule, poate că nu suntem la fel de deștepți ca tine. Dar din moment ce ești așa de deștept, de ce te superi așa de tare din cauza asta? E doar un joc! Mi-am pierdut o zi întreagă căutând dicționarul ăsta. N-am mai avut timp să fac nimic astăzi. Sunt la fel de prostănac ca voi toți. Nu sunt decât un elan erudit. Versiunea în limba română a fost produsă de SDI. Ăsta e hockey, nu mai fi atât de plângăcios. Poate că ar trebui să fiu portar. Nici măcar! Nu te gândi la asta, atacantul e important. Atenție, pauza s-a terminat! Arici, Tu foarte blând pentru că și foarte modest. Ești mereu gata să cedezi ca să faci pe plac celorlalți. Dar aici nu trebuie să lupți pentru tine, ci pentru tot echipă. Înțelegi? Ești parte din echipă și din cauza echipei nu poți să fii tu modest. Rănești sentimente la echipă. Echipa plânge. Nu, de ce aricii lasă pe ceilalți să facă rău? De ce nu mă protejează? Ok, partea a doua. De parcă este un vânătăile te așteaptă acum. Deci viața nu e în zadar. Îmi place să alunec, să mă răsucesc. Hockey-ul este tot ce-mi doresc. Un jucător trebuie să știe că bucul nu e doar o jucărie. Rând și lovituri, viața te primește. Ești al ei și te ostenește, dar nici când de asta nu te saturi. Mai ales când ai echipa alături. Mă doare obrazul, am o vânătaie. Aerul rece ca la mamă taie. Toată lumea spune și are dreptate. Hockey-ul e un joc de mare voluptate. Joacă doar pentru victorie. Joacă doar pentru victorie. Drăguț! Unde sunt ceilalți? Sau nu ne mai jucăm astăzi? Nici azi, nici mâine, nici poi mâine, nici răspoi mâine. Păi și atunci când o să ne jucăm? Când va veni sfârșitul primăverii, verii și al toamnei. Atunci vom putea să ne jucăm iarăși, când e suficient de fric să fie gheață. Păi și atunci ce face echipa? Așteptăm sezonul următor! Stăpescu, hai să strângem echipa să ne antrenăm puțin. Nu avem nevoie de gheață ca să exersăm. Putem să chemăm și cealaltă echipă și jucăm împreună. O să facem o variantă a hockey-ului care merge și vara. Putem să ne dăm cu rolele sau poate doar să alergăm. Să folosim o minge mică. Acum trebuie să plantez cartofi. Și toată vara trebuie să lucrez în grădina mea de legume. Iar toamna este secerișul. O să fiu ocupat până la iarna viitoare. Dar cu echipa ce facem? Și cu jocul ce facem? Mă gândeam la strategia noastră. Trebuie să ne schimbăm planul de joc. Să luăm de exemplu ofensiva noastră. Durerea acum s-a acumulat, dar jocul merită, este minunat. Toată lumea spune și are dreptate. Hockey-ul e un joc de mare voluptate. Sunt epuizat și de loviturile. Ca o recompensă pe mine străducesc. Nu uita că bucul nu e jucărie. Trebuie să joci pentru victorie. Și uite că vine oponentul nostru. Arătați-le nătâncilor ălora cum se joacă. Și să nu uitați că suntem o echipă. Ariciu, nu vrei să joci și tu? Poți să joci în locul meu. Nu, nu, joacă tu. Pentru moment, sunt mai valoros echipei de aici. Nu înțeleg nimic. Acum Ariciu este antrenor sau ce? Acum uitați-vă la mine. Nu fiți foarte drăguți când sunteți pe teren. Acesta e hockey, nu balet de fetițe. Nu uita că pucul nu e jucărie. Trebuie să joci pentru victorie.